Fioretta. In
binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Împărate Ceresc, Mângâitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, vizierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 aliluia. Yeah.
vita pierduta, chiamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă.
că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odina adormitului robului Tău, Celul Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție mărire înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, preasfântului și bunul și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământeni din pământ, suntem zidiți la același pământ, vom merge, precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ieși și pământ vei merge, unde toți pământenii merge, făcând în gând îngropare, cântarea Aleluia, Aleluia, Aleluia.
greșit. Odihnește, Mântuitorule, și sufletul răposatului robului tău. Vădituri pe dânsul în viața cea fericită, care este la tine, iubitorule de răposatului robului tău, întrusuțești, iubitor de oameni. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care acestea pogorela ea și ai dezlegat urerile celor ferecate. Sus și sufletul răposatului robului tău, îl odihnește. Și acum și pururea și-n vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-l să mântuiască și sufletul adormitului robului tău. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sufletului adormitului rob al Dumnezeu gelu și pentru casă se ierte lui tot păcatul cel de voie și cel fără de voie. Sufletul lui, unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertare păcatelor lui, la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru se cere. Thank you.
că Tu ești și vierea, și viața, și odihna dormitului robului Tău gelul. Hristoase, Dumnezeul nostru, ție mărire înălțăm, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Iar după sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dinși pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dinși pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrenicit și pe noi, smeriții și nevrednicii robii Tăi, să fim moștenitori aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin noi smeriții și nevrednicii slujitorii Tăi, iartă robului Tău gelul orice a greșit ca om în această viață, Dumnezeu să-L ierte. Și iartă-Lui toate câte a păcătuit, cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși, din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la preot sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupul să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Fiecare dintre noi primim în fiecare zi diferite vești. Unele sunt bune, ele ne încurajează și ne fac să mergem mai departe. Altele sunt triste și ne descumpănesc. La început nici nu le credem, apoi ne dăm seama că sunt adevărate. La mijloc de februarie am primit o veste tristă, cum că gelul Barbu a trecut la cer, la Domnul. La început nu am crezut, apoi am dat un comunicat. Astăzi, împreună cu nepotul său, l-am adus acasă. L-așteaptă acasă Corala, ortodoxa părăvie ortodoxe de la noi, Corala Băbătească, singura din Banat, ce poate numele compozitorului și dirijorului Filaret Barbu, un membru aceste frumoase familii ce face cinste de voci. L-așteaptă corul bisericesc, l-așteaptă înalții prelați, l-așteptăm fiecare dintre noi, cetățenii acestui oraș. Îndurerată familie, tristată asistență. Gelu Barbu s-a născut la 14 aprilie 1932. În această primăvară s-au împlinit 84 de ani, de când coregraful și balerinul Gelu Barbu a văzut lumina zilei la Lugoș, în casa străjuită de Parcul Prefecturii, situată pe strada ce poartă astăzi numele celebrului său tată, compozitorul și dirijorul Filaret Barbu. Maestru Gelu Barbu este descendentul unei vechi și prestigioase familii de comercianți prosperi ai Lugoșului, străbunicul său Lazar Hazi Barbu, având 11 copii. Formația teologică a unchiului său, protoierul Petru Barbu, rector al Academiei Teologice de la Caransebeș între anii 1920-1936, explică gestul credincioasei familiei de a dona comunității lugojene impresionanta cruce de marmură ce străjuiește astăzi piața Iosif Constantin Drăgan și se află în fața Catedralei Greco-Catolice din municipiul nostru.
Copilăria lui a fost marcată de frumusețile dealului viilor, acolo unde celul Barbu își petrecea vacanțele de vară. În casa de la vie, a bădicenilor are șansa de unor întâlniri culturale cu Lucian Blaga, soțul Cornelei Bădiceanu, fica lui Corelan Bădiceanu, la întâlnirea cu Mihai Bădiceanu, fratele Cornelei. Tributarea efervescenței vieții culturale a Lugojului Intervelic, personalitatea sa artistică este influențată în egală măsură și de tatăl său. Primii pași de dans modern i-a făcut sub îndrumarea cunoscutelor profesoare lugojene Delia Bârlea și Edith Potoceanu. Studiile liceale le-a început la Liceul Corelan Bădiceanu din Lugoj și a fost finalizate la Liceul Sfântul Sava din București, acolo unde va obține și diploma de bacalaureat. Cornelia Blaga, născută Bădiceanu, a fost cea care, simțindu-i talentul enorm pentru dans, l-a încurajat să plece în capitală, recomandându-i să studieze la școala de balet a profesoarei Florea Capșali de la opera din București și fondatoarea baletului contemporan românesc. În 1949 obține primul contract profesional în corpul de balet al operei române din București, fiind angajat de Oleg Danovski. Pe această scenă a interpretat un repertoriu variat ce include rolurile principale din balete clasice precum Lacul Lebedelor și Spărgătorul de Nuci, dar și lucrări de balet românesc contemporan. Anul 1951 reprezintă un punct de referință al devenirii profesionale a marelui balerin. El, primind o bursă de stat pentru studii la celebra școală de balet Vaganova din Sankt Petersburg, unde a fost coleg cu doi monștri sacri ai scenei, Rudolf Nureyev și Mihail Barishnikov. Având-o ca profesoară pe legendara Agripina Vaganova, a cărei nume a fost atribuit Academiei Ruse de Coreografie, Gelu Barbu obține în 1955 diploma de stat ca balerin și profesor. Este numit prim balerin al operei române din București. Baletul a fost cel care l-a ajutat să evadeze din rigidul sistem comunist al României al anilor 60, astfel încât, lucrând la opera din București, în 1961, în timp ce se afla într-un turneu în fosta Republică Democrată Germană, alege libertatea, reușind să treacă în sectorul occidental al Berlinului. Între plecarea artistului din România, plin de tinerețe și speranță și idealuri, și reîntoarcerea coreografului care adunase ani de viață și de artă pe meleagurile natale, există momente extrem de sugestive ce argumentează renumele său internațional. Păstrând permanent în suflet memoria locurilor natale pe care le-a iubit atât de mult, așa cum însuși a mărturisit în numeroase interviuri, va începe o perioadă fecundă a vieții sale profesionale, devenind un nume de referință al baletului mondial. Se face remarcat în recitaluri televizate la televiziunea din Bavaria, din München, în Italia, la ruinele din Pompei, Ostia Romană și Capri. Devine prim balerin al operei din Oslo, a companiilor de balet din Stockholm, al operei de Nürnberg și invitat special al operei de München. Drumul carierei sale parcurge aceste trasee care justifică, fără îndoială, opțiunea lui Gelu Barbu, dar și sentimentele determinate de despărțirea de țară, de colegii de scenă, de părinți. În 1966 se stabilește în insulele Canare, unde creează o școală de balet. În Las Palmas, de Gran Canaria, Gelu Barbu și-a pus în valoare talentul de coregraf în contextul în care Spania nu avea o tradiție în balet. El a fondat prima școală de balet clasic din acest arhipelag, punându-și amprenta asupra multor generații de prestigioși artiști creind personalități ale dansului internațional. Cu această companie a făcut multe turnee de succes în orașele Spaniei, în Portugalia, la Sankt Petersburg, revenind cu mare plăcere și emoție în țară după 90, ca invitat la Festivalul Internațional George Enescu, la Opera Română din Timișoara, la Opera Națională de București, dar mai ales la teatrul nostru, la Traian Grozăvescu, din Lugojul său natal. Acolo unde va retrăi, așa cum am mărturisit ori de câte ori a avut ocazia, momente unice ale copilăriei, depănând amintiri, împreună cu bunele sale prietene, surorile Dobrin. Apreciat
la superlativ de exegeți, sub verba sa carieră a fost încununată cu numeroase premii și distinții. Ca o recunoaștere a profesionalismului său, maestru Gelu Barbu a fost decorat în 1964 de regele Norvegiei Olav al V-lea cu Ordinul Constituției. În 1994, regele Spaniei Juan Carlos I îi decernează titlul de fiu adoptiv al orașului Las Palmas din Gran Canaria, titlul de cetățean de onoare. În semn de mulțumire și recunoștință pentru modul desăvârșit de care a adus faima locului natale, municipalitatea Lugojului îi conferă marelui balerin în anul 2000 titlul de cetățean de onoare pe baza unei hotărâri a Consiliului Local din 1999. Va fi omagiat și pe scenele din România, la Lugoj, Timișoara și București, pentru cei 45 de ani de carieră la cel mai înalt nivel. La cel mai înalt nivel în lumea internațională a dansului. În semn de gratitudine, autoritățile spaniole din Las Palmas de Gran Canaria vor dezveli bustul său din bronz la Teatrul Pérez Galdós. În anul 2002, președintele României Ion Iliescu îi acordă Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, devenită legendară pentru lugojeni. Amintirea maestrului Gelu Barbu va rămâne vie și memoria colectivă ca o lecție de profesionalism, de săvârșit, de distinție și de modestie. Pentru toate acestea îi vom arăta veșnic gratitudine. Reîntoarcerea de această dată definitivă pe pământul natal pe care l-a iubit atât de mult, o trăim astăzi în cimitirul istoric de pe strada Făgetului, un adevărat panteon al orașului nostru, ce va păstra pentru veșnicie memoria celor care a fost un nume de referință a baletului mondial, Gelu Barbu. S-a dăruit tuturor. A fost o flacără care a ars fără zgârcenie pentru oricine i-a cerut sprijin. A fost un suflet plin de lumină, pe care am pățit-o tuturor, aducându-le bucurie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Veșnică lui pomenire, vrenic de amintire, în vest să fie pomenirea lui. Dar înainte